una din cele mai mari cascade din lume, dacă nu cea mai mare. Questi sono buoni, questi sono tutti trovati stamattina, sono freschi. Grazie mille. Più o meno, no? Sì, sì, sì. 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 Parli bene italiano. Pot spune că acum sunt cu capul în nori, la propriu și la figurat. Ne-a privit, avem și carne de căprioară. Așa că din luna septembrie vom posta în mod constant 2-3 clipuri pe săptămână. Foarte bună. Mult mai bună decât pasta pe care am mâncat-o la Colosseum. Salutare, prieteni, și bine ați revenit! Mă aflu tot în Italia, într-o zonă de munte de această dată, iar în clipul de astăzi vom explora această zonă, vom merge pe vârful muntelui, vom mânca ceva, după care o să vedem o cascadă extraordinară. Rămâneți în continuare alături de noi, iar dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis și mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Haideți să vedem ce are de oferit această zonă. Ne aflăm într-un sat micuț. Mă aflu în Apecchio, nu știu câți dintre voi ați auzit de această zonă, dar vreau să vă spun că arată extraordinar. Îmi place foarte, foarte mult această cărămidă, această piatră, aceste clădiri din cărămidă și piatră. Apecchio este o localitate foarte micuță, un sat mai bine zis la poalele muntelui Nerone, cu foarte puțini locuitori, puțin peste 1700, 1722 din câte am înțeles. Aici avem un monument pentru soldații care și-au pierdut viața în război între 1915-1918. Așa arată locul în mod normal, dar acum vom explora puțin acest centru istoric. Priviți și voi cum sunt aceste străduțe. Mă aflu în provincia di Pesaro e Urbino, undeva la 100 de kilometri, dacă nu greșesc, depărtare de Perugia. Cam așa arată tot centrul istoric. Și da, până și în această zonă sunt foarte, foarte mulți români. Acolo avem un ceas, câteva persoane care lucrează. Priviți și voi cât de frumos. Piatră, cărămidă peste tot. Avem și flori. Sunt singur, 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 nu este nimeni. Am trecut și zilele trecute pe aici pentru că acest orășel, acest sat este foarte mic. De fiecare dată am găsit această zonă goală, pustie, aș putea spune. No, ancora no. Ancora non sei arrivato? No, no. Ok, dopo c'è Palazzo Baldini, però non so se è aperto il museo apre 10:30. Ah, sì, sì, sì. Oppure la palazzo. Grazie mille. Prego. Buona giornata. Îmi spunea doamna că aici avem un muzeu care deschide la 10:30, o bibliotecă. Cât de frumoasă este această stradă, avem cărămidă peste tot. Aici văd că avem două pietre foarte mari, cred că a fost un fel de moară. Haideți să vedem ce scrie. Din câte spune aici, cu aceste pietre măcinau o plantă, Isatis tinctoria, drobușorul în limba română, il guado, o plantă cultivată din 1400 până prin 1700. Planta era măcinată cu aceste pietre până devenea o pulbere, după care era folosită pentru a colora diverse lucruri, diverse țesuturi. Au păstrat această piatră. Bine, totul arată impecabil aici, au păstrat totul. Din câte scrie acolo, existau 10 astfel de pietre în acest loc, dar aceasta este singura care a supraviețuit. Nu sunt foarte multe lucruri de văzut, ce-i drept, dar merită o plimbare în cazul în care ești prin zonă. Noi am venit aici în vizită, sora mea locuiește în această zonă, așa că ne-am petrecut 2-3 zile cu familia. Aceasta este ultima zi. Îmi place că este curățenie. Locul este îngrijit, curățenie peste tot. Nimic la voia întâmplării, iar oamenii lasă totul deschis, ușile sunt deschise, mașinile descuiate, via Roma, către Roma ne îndreptăm astăzi. Avem o măcelărie, muzeu, avem și un hotel undeva printre aceste clădiri. Priviți și voi cum arată, curățenie perfectă. Acum cred și eu că toată lumea lasă ușile deschise, descuiate, pentru că aici toată lumea cunoaște pe toată lumea. Am găsit și o piață, un mercato, le găsim în toată Italia. 9,99 €. 6 € în mai eu. Am găsit și tineretul,
pentru că până acum am văzut doar persoane în vârstă. Da, foarte frumos. Haideți să mergem pe munte. Sunt curios cum se vede de acolo. Cu toate că acum este soare, sper să nu vină ploaia, pentru că în ultimele două zile a plouat. Este frumos să vizitezi această zonă, dar eu unul nu aș locui aici. Îmi plac mai mult zonele aglomerate. Aici avem un bar. Dacă mai devreme vă spuneam că această zonă este pustie, îmi retrag cuvintele. O zonă foarte liniștită unde poți veni pentru 2-3 zile de relaxare în condițiile în care locuiești în oraș. Avem și noi în România astfel de zone, doar că în România cred că este nevoie de ceva mai multă atenție la detalii. Vedeți, oamenii nici măcar nu au gard, grădină, aici... Văd un gard despărțitor, dar cam atât. Priviți cum își lasă omul ustensilele. Ia, priviți în fața blocului. Din punctul meu de vedere, așa ar trebui să arate o lume normală, să nu fii nevoit să închizi totul cu cheia, să ai lacăte peste lacăte, să poți trăi relaxat. Nu știu dacă acest lucru va mai fi posibil. Ne-am teleportat în vârful muntelui Nerone, 1526 de metri. Acolo în depărtare este parcarea unde am lăsat mașina. Este și punctul cel mai înalt, 1526 de metri. Sper ca lavaliera să facă față pentru că vântul bate foarte tare. Jos este frumos, soare. Cred că sunt undeva la 24 de grade astăzi, pentru că două zile a plouat continuu. De fapt, de când am ajuns aici plouă. Astăzi este prima zi mai cu soare. Foarte frumos, aer curat. Ia, priviți, cam așa arată traseul. Avem asfalt până în vârful muntelui. Venim din acea parte. Da, sunt în tricou, ar fi trebuit să-mi iau măcar un hanorac ceva, dar asta este. Măcar mi-am luat pantaloni lungi. Pot spune că acum sunt cu capul în nori, la propriu și la figurat. De ce-i frig? Foarte frig. Haideți să mergem până acolo. Așa facem și puțină mișcare, pentru că să urci cu mașina pe munte, să vii până în vârful muntelui cu mașina, e simplu. În mod normal ar fi trebuit să facem trekking, să venim pe jos. Priviți cât de frumos se vede. Păcat că cerul nu e senin, dar din punctul meu de vedere se vede mult mai frumos așa. De aici vom merge către Roma, dar pe traseu o să vizităm și o cascadă foarte frumoasă, una dintre cele mai înalte cascade artificiale din Europa, deși o să vedeți, nu pare o cascadă artificială, ea este artificială, este creată de om. Inițial am vrut să dăm o fugă și până în Perugia, pentru că este în apropiere, dar o lăsăm pentru o tură viitoare. După cum am spus și mai devreme, ne îndreptăm către Roma, pentru că avem un zbor către Sicilia. O să vizităm și Sicilia în această aventură. Nu am mai fost până acum în Sicilia. Dintotdeauna mi-am dorit să ajung, dar nu am avut ocazia, așa că de această dată vom merge. Am tras puțin de timp pentru că am vrut să ajungem acolo în luna septembrie. Cred că august este una din cele mai călduroase luni din an și am evitat să ajungem în august. Și de aici se vede foarte frumos. De acolo vin. Gașca cu care am venit a rămas în urmă. Ia priviți acolo în depărtare. Inclusiv Andreea. Cred că ați observat că am postat mai rar în această vară, pentru că n-am petrecut foarte mult timp cu familia, prietenii, și aici în Italia avem foarte mulți prieteni. Dar din septembrie vom reveni la normal. Așa că din luna septembrie vom posta în mod constant 2-3 clipuri pe săptămână. Revenim în forță, vor veni foarte multe destinații interesante. Spre sfârșitul anului o să avem și o surpriză. Acum, dacă nu sunteți pasionați de munte, nu o să vă pară cine știe ce. Dar mie îmi place. Iubesc muntele, iubesc marea. Nu o să mai înaintez, pentru că așa o să fie tot traseul. Va trebui să mă întorc. Vă dați seama cât de frumos este iarna aici, în momentul în care zăpada este mare, totul se schimbă. După cum vă spuneam și mai devreme, sunt foarte puțini locuitori aici, puțin peste 1700. Pentru noroc, să ne poarte noroc. Andreea, dacă vrei să avem noroc și anul ăsta, și să ajungem la 200.000 de abonați, trebuie să călcăm.
Avem aici în față releul și punctul cel mai înalt, 1526 de metri. Oamenii au venit cu bicicleta, ia priviți-i. Bine, acum la întoarcere este simplu, problema este când urci, pentru că dacă nu ai condiție fizică, este foarte, foarte greu. Ne aflăm la 1500 aici, cam atât, nu mai avem voie să înaintăm. Nu face nimic, este extraordinar de frumos. Cred că am repetat la infinit aceste cuvinte, dar aceasta este realitatea. Vine și Andreea. Nu prea mai am condiție fizică, trebuie să recuperăm. Hai că din septembrie... începem în forță. Exact. Hai, Felicia. Roșu. Nu mai putem. Aici se termină traseul, avem o parcare. Nu este ea foarte mare, dar își face treaba. Ne-am oprit să mâncăm ceva înainte de plecare, pentru că ne așteaptă un drum foarte lung. Acum sperăm să găsim și locuri libere. Din câte văd, parcarea este plină. Zona este foarte, foarte frumoasă. Nu vrea la masă? Nu. Nu vrea să stii. Și somn. Am găsit până la urmă masă afară. Locul arată foarte frumos. Aici avem și carne. Ia, previți salamul. L-a uscat. Prosciutto crudo. Avem și brânzeturi. Pâine. Totul arată foarte bine. Acum sunt curios care este gustul mâncării. Au venit și pastele. Da, eu nu spun să zic, dar e cam mult. E foarte mult. Adică de asta au luat ăștia la pachet, știi? Arată foarte, foarte bine. Și mult. Și tu mai mănânci carne. Pachere a la carbonara. Bună. Eu am mai bună parte. Când zic mami. Ce-ai drept, arată foarte bine. Foarte bună. Mult mai bună decât pasta pe care am mâncat-o la Colosseum. Ou, guanciale. Bacon. Totul este făcut de ei. Ce-i drept, arată foarte bine. Dar eu cu ce scrim aici, care se bagă la mâncare? Extraordinară. Tragedă. Vor și ei câte ceva. Ați văzut cum face culăbuța? Poate, poate primește și ea. Îți place? La nebunie. Foarte bună mâncare aici. Nici eu nu mă așteptam să fie atât de bună mâncare. Ia privit, avem și carne de căprioară. E peste tot. Mascota restaurantului. Arată foarte frumos restaurantul. Am plătit 87 de euro. Mie nu mi se pare mult în condițiile în care am mâncat 8 persoane. Mâncarea extraordinară. Am avut paste suficiente pentru 8 persoane, 2 sticle cu apă, o sticlă de Coca-Cola și 2 beri. Nici vorbă să mai intre felul 2. Au foarte multe preparate din carne, de mistres, de cerb. Ar fi fost interesant dacă am fi testat și acele preparate, dar nu se mai poate. După cum vă spuneam și mai devreme, păcat că am descoperit acest loc în ultima zi. Da, aer curat, aer de munte, ce poate fi mai frumos? Acum, dacă tot am mâncat, haideți să ne continuăm traseul. Mergem către cascadă. Gata, am ajuns și la cascadă, am luat biletele. Costă 12 euro. Prețul întreg pentru un adult, 9 euro pentru copiii cu vârsta între 9 și 5 ani, iar cei sub 5 ani intră gratuit. Avem și porchetă, 6 euro, 7 euro, 5 euro în hot dog. Prețurile nu sunt mici, aici în magnet costă 3 euro. Costă foarte mult din punctul meu de vedere. Acum sunt curios dacă ne lasă să intrăm, pentru că pe bilete scrie sâmbătă, între 10 și 21.30. Doar că astăzi este vineri, nu înțeleg cum ne-au dat biletele. Vedem acum la intrare. A trebuit să ne schimbe data, pentru că au greșit. Ajungem, ne apropiem! Se simte răcoarea! Ia priviți ce frumusețe! Până acolo sus va trebui să
Mergem. La mai puțin de 10 km de Terni, în Umbria, se află Cascada Marmore, Cascada delle Marmore, cum îi spun italienii. Printre cele mai înalte cascade din Europa, are o înălțime de 165 de metri. Una din cele mai mari cascade artificiale din Europa. Foarte mulți spun că este una din cele mai mari cascade din lume, dacă nu cea mai mare. A doua tentativă este cu noroc, pentru că am încercat să oprim și în momentul în care ne-am îndreptat spre Apecchio, doar că ploua, nu aveam cum să vedem nimic, doar că la întoarcere vremea este de partea noastră. Vezi cât de frumos se vede de aici, cât de frumos arată și această cărămidă, aceste ziduri de cărămidă. Din câte am înțeles, sunt 3 trasee pe care le putem face. Sperăm să avem și timp, pentru că la ora 5 închide, deschide la ora 11 și închide la ora 17. Acum depinde, programul diferă de la lună la lună, așa că în cazul în care vreți să ajungeți aici, ar fi bine să vă uitați pe site. În acest fel aveți informațiile în timp real. Aici avem traseele 4 și 6, iar acum ne îndreptăm către 1, 2 și 3. Ia priviți Cascada delle Marmore, avem și o peșteră. Putem face rafting, kayak, se pot face foarte multe activități. Dacă vă aflați în Roma și vă plac astfel de locuri, este foarte simplu de ajuns. O oră și 20 de minute, poate o oră și 30 de minute de mers cu mașina până aici. Foarte simplu, nu aveți cum să ratați acest loc. Avem și o grădină botanică. Aici avem casa fluturilor, foarte mulți fluturi în interior. Curățenie și în această zonă. De fapt, toate locurile pe care le-am vizitat în acest clip sunt extrem de curate, spre deosebire de Roma, unde lucrurile scârție. O să vedeți și în clipul următor. Foarte multe cascade micuțe. Am ajuns la traseul numărul 2. Ar trebui să ne udăm puțin aici. Acum vom vedea. Am prins și gașca din urmă. Senso unico. Hai, Flori! Îți place? Urcăm, avem de urcat, avem și curcubeul. Ia priviți cât de frumos se vede. Priviți cât de rapidă este apa. Da, o adevărată aventură în clipul de astăzi. Priviți cât de frumos se vede de aici, de jos. Știu că în acest clip o să folosesc privit de sute de ori, dar asta este. Trebuie mare atenție, pentru că aluneci foarte ușor. Debitul apei este atât de puternic încât nu ai cum să rămâi mai mult de un minut pe loc. Te udă din cap până în picioare. Revenim. Ia privit cât de frumos se vede și de aici. Și nu am ajuns în partea de sus. O să se vadă din când în când în ceață, pentru că nu reușesc să șterg apa de fiecare dată. Dacă ar fi să șterg camera de fiecare dată, nu aș mai avea timp să filmez. Acum încercăm să facem traseul numărul 1, 1 km. Avem de urcat circa 1 km, ar trebui să dureze undeva la 35 de minute. Noi vom urca în 15-20 de minute. Nu, Andreea? Da, da. Avem antrenament de această dată. Vreau să vă arăt cascada și de sus. Pe lângă asta, din câte am înțeles, la ora 17 o să închidă, adică reduce debitul apei. Așa că avem fix 20 de minute pentru a ajunge în vârf. Hai că se poate! Hai. Foarte, foarte multe trepte. În cazul în care nu ești pe fugă, poți să faci un popas liniștit. Pe aici era traseul vechi, dar lemnul a putrezit, așa că au construit aceste scări din fier. În stânga avem balconul îndrăgostiților. Traseul nostru este în dreapta, dar
Poate reușim să vedem și acest balcon. Se pare că lucrurile s-au schimbat doar cu programare. E adesso c'è una tradizione abitata, ma gli ultimi è già partita. Perché sono terminate, cioè che la prima magari vi dicevo. Anche perché parte da sotto e termina qua. Che prima era sì, il comune ha limitato gli ingressi e quindi ha detto che dovete trovare un modo per far entrare meno gente e limitare a 200-300 persone al giorno. Quando diventano 5.000, ecco, tieni aperto un'ora, oppure per forza con un'attività. Sì. Ok, grazie mille. Din păcate nu se poate. Primăria a decis să limiteze accesul pentru că aici se pare că ajung undeva la 5-6 mii de persoane pe zi și era un dezastru acolo. Au limitat accesul, pot intra undeva la 200 de persoane pe zi. Din câte spunea doamna mai devreme, majoritatea persoanelor intră de sculțe pentru că pur și simplu treci pe sub cascadă. Suntem la jumătatea traseului și deja picioarele ne joacă feste. Dar ar fi fost foarte frumos de văzut pentru că arată interesant. Este ca un balcon din piatră sub cascadă. Dar asta este. Cam așa arată treptele acum. Este greu ce-i drept. Am zis noi că vom face acest traseu în 15 minute, dar lucrurile se complică. Gândiți-vă că noi o să trebuiască să facem tot acest traseu și în sens invers, pentru că mașina este jos. Se pare că ne apropiem. Văd un bar aici, se aude gasoala. Se aude foarte puternic. Am ajuns. A meritat efortul. Merită efortul. Priviți cât de frumos se vede de aici. Partea superioară a cascadei. Acolo avem foarte multe persoane. Există o parcare și în acea parte. Poți parca mașina acolo, după care va trebui să faci traseul în sens invers, de fapt. Dar vă vine să credeți sau nu, a reușit să urcăm în 15 minute. Și aici avem o terasă. Poți să te relaxezi câteva minute, să mănânci ceva, să bei ceva. Acolo va trebui să ajungem, acolo avem parcarea, acolo avem mașina, în acea parcare. Ușor, ușor, debitul apei este redus pentru că se apropie ora închiderii. Ceea ce vedeți astăzi este opera de artă a inginerului renascentist Giacomo della Porta din anul 1580. Dacă veniți după ora închiderii, cam așa o să găsiți cascada, cam acesta este debitul apei. Este frumoasă și așa, dar nu se compară. Foarte frumos, păcat că nu am putut merge și pe acel balcon al îndrăgostiților, pentru că în acea zonă, după cum v-am spus și mai devreme, cascada este atât de aproape încât o poți atinge cu mâna. Păcat, ar fi fost frumos. Acum va trebui să coborâm aceste trepte care nu se mai termină. Puteți veni aici și noaptea. Există 6 trasee iluminate. Cu ajutorul lor puteți vedea cascada din orice unghi, doar că debitul apei nu mai este atât de puternic. Dacă am fi parcat sus, ar fi trebuit să facem traseul în sens invers și la întoarcere ar fi trebuit să urcăm, așa că cea mai bună variantă este să parchez jos. De la sfârșitul secolului al XIX-lea, cascada trece prin hidrocentrale. Asta înseamnă că în fiecare zi debitul apei este pornit și oprit pentru a ajuta la crearea energiei electrice. Scuza, posso sapere quanto costa? Solo una curiosità. Quanto costa? Sì, quanto? 20 euro ogni mucchietto che vedi, guarda, se li vedi ce ne metto uno in più. Sono 20 euro? Troppo? No, no, non è troppo, solo per curiosità, non è che... E questi sono buoni, questi sono tutti trovati stamattina, sono freschi. Ah, li trovati adesso nel... Sì, le zone nostre, qui. Ah, ok. E questo, ecco. Ecco qua. Grazie mille. Più o meno, no? Sì. Parli bene italiano. So. Grazie mille. Va bene, grazie a voi, arrivederci. Grazie. Până la urmă am cumpărat și trufe. 3 bucăți, 20 de euro, 100 de lei.
Nu știu exact dacă este mult sau puțin. Domnul a fost simpatic, așa că am zis să-l ajutăm pentru a susține economia locală. Bun, cam atât de aici, cam asta a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și ne ajută foarte, foarte mult. Până data viitoare, numai bine!